Bună și bine v-am regăsit! Haideți să vedeți cum am pregătit cea mai simplă focaccia cu parmezan și rozmarin. Într-un castron am zdrobit 20 de grame de drojdie proaspătă, am adăugat 180 de mililitri de lapte, am amestecat și am dizolvat foarte bine drojdia. După care am adăugat 350 de grame de făină, am amestecat foarte, foarte bine totul, iar apoi am adăugat 10 grame de sare și 40 de grame de parmezan. Am amestecat din nou foarte bine, ajutându-mă tot cu lingura de lemn, dacă doriți puteți frământa și la mână. După care am adăugat 80 de mililitri de ulei de măsline. După care am adăugat 200 ml de apă, am amestecat foarte bine până am obținut această compoziție. Iar apoi am uniformizat frumos aluatul, am mai adăugat 20 de ml de ulei de măsline. După care am pus o folie alimentară și am lăsat la dospit pentru 2 ore, iar apoi am uns o tavă cu unt și făină foarte, foarte bine. Priviți cât de frumos a ieșit aluatul, apoi am pus totul în tavă, am uniformizat foarte, foarte frumos. După care am aranjat aluatul cu o spatulă. Nu apăsați aluatul, încercați să-l aranjați cât mai lejer cu spatula. Iar apoi am presărat piper negru și rozmarin. După care am introdus la cuptor la 200 de grade pentru 25-30 de minute, verificați cu o scobitoare. Eu sper să încercați și voi această rețetă foarte simplă și foarte delicioasă. O puteți servi în loc de pâine sau ca atare pe post de gustare. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept pe cât mai curând la următoarea rețetă. La revedere!